Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Noi venim cu un alt concept. Noi vrem ca oamenii să înțeleagă că există și lucruri bune care se întâmplă în România. Dintre toate știrile zilei, noi ți le oferim pe cele mai bune. Dintre toți invitații din lumea asta, noi vrem să vină oamenii aceia care cred în valoare, care promovează adevăratele valori. Emisiunea Știrea Cea Bună este o emisiune de suflet. Este o emisiune în care vezi partea plină a paharului. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Drăvășan. Această seară avem privilegiul să fim din nou împreună în direct la o emisiune foarte importantă. Mai întâi, așa cum am obișnuit, câteva știri. Disperarea celor care vor să ducă o viață mai bună nu cunoaște limite. Astfel, 13 cetățeni din Somalia și Afganistan, printre ei și 4 minori, au traversat Dunărea cu o barcă gonflabilă pentru a ajunge într-o țară din vestul Europei. Acest grup de cetățeni străini, format din 5 femei, 4 bărbați și 4 minori, a fost prins de polițiști de frontieră în gara Drobeta, Turnul Severin. Au fost duși la sediul poliției pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. Așadar, grupul format din 4 cetățeni somalezi, 9 afgani, adulții au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, iar minorii sunt cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani. Adulții au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei și au trecut frontiera în România cu o barcă gonflabilă cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. Polițiștii de frontiere continuă cercetările în acest caz. Ceea ce mi se pare foarte ciudat este cum oamenii aceștia sunt foarte sinceri, ei nu doresc să ajungă în România, ei doresc să ajungă în vestul Europei, nu în România. Însă, auzind această știre, mi-am imaginat cum ar putea arăta România în anul 2021 cu niște transporturi bine puse la punct? Spre exemplu, să faci o excursie pe Dunăre, la fiecare două ceasuri să plece câte un vaporaș în josul Dunării sau în susul Dunării, sau să existe într-o singură zi o cursă de genul Zimnicea Turnul Severin. Sunt convins că s-ar găsi foarte mulți oameni care să meargă, dar noi nu avem chestia asta în agendă, pentru că trebuie să știm să fim exact așa cum am fost dintotdeauna, dar se pare că până și strămoșii noștri dacii treceau Dunărea și aveau embarcațiuni mai dezvoltate decât România în secolul 21. Nu știu de ce, nu se dorește chestia asta, nu se dorește exploatarea pentru oameni, pentru transportul populației pe Dunăre. Sau poate există câteva mici embarcațiuni care funcționează, însă nu linii speciale, nu linii mari, în care să se știe, domnule, da, uite, se merge de la Corabia, undeva, în altă parte, sau... Ar fi extraordinar să există o astfel de viziune. Dar până atunci ne mulțumim să găsim niște săraci afgani care scapă viața și ei cum pot, au scăpat din iadul acela și vor să caute o lume mai bună în vest. Dar nu în România, rețineți, vă rog, nu în România. Într-o altă ordine de idei, consilierii generali ai capitalei se vor întâlni vineri în ședințe pentru a suplimenta fondurile pentru transportul în comun din București. Pe ordinea de zi figurează un singur proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului municipiului București. Veniturile la bugetul local urmează să fie suplimentate cu 388 de milioane de lei, ajungând la un total de 6,2 miliarde. Cele 388 de milioane reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit. Banii respectivi vor merge la transportul în comun, constituind subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif. Bugetul destinat transportului în comun ajunge astfel în acest an la 1,9 miliarde lei, dintre care subvențiile reprezintă 1,4 miliarde. În spitale din România, aceasta este o știre pe care vreau să vă spun imediat, vreau să mai continui puțin pe linia aceasta a transportului în comun. Dacă se dau aceste
miliarde. Mi se pare oportun să existe condiții decente de transport. Măcar în 2021, în București, așa cum s-a promis, autobuzele care au aer condiționat în timpul verii să folosească aerul condiționat, să nu economisească dragul de el șoferul, motorina, pentru ca să o facă el cumva, știți dumneavoastră ce să facă după ce termină cursa. Nu, nu, se închide toate geamurile, să folosească instalația de aer condiționat. Sperăm ca aceste noi autobuze să folosească aerul condiționat, să folosească căldura pe timp de iarnă, iată vine frigul, așteptăm să călătorim și noi un pic mai civilizat, măcar în 2021. Și ar trebui să existe o comisie specială care urmărește chestiunile acestea. E cald în autobuz? Da, e foarte bine, iarna. E frig în autobuz vara, adică să fie atmosferă bună, să nu fie 45-50 de grade, cum a fost astă vară, spre exemplu. E foarte bine. Dacă nu, sancțiuni. Cine are aceste autobuze și nu le folosește la capacitatea maximă, să fie sancționat. Într-o altă ordine de idei, în spitale din România, luni după amiază, erau neocupate doar 19 paturi la ATI pentru pacienții cu COVID, iar în București, Cluj sau Timișoara nu mai este niciun pat liber, conform datelor oficiale. La nivel național sunt operaționale 1087 de paturi ATI pentru pacienții cu COVID, iar autoritățile spun că sunt printre acestea 116 paturi rezervate persoanelor cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2. Se lucrează pentru operaționalizarea și asigurarea personalului medical necesar pentru alte paturi ATI care vor fi disponibile în zilele următoare. Poftim? Vor fi disponibile în zilele următoare? Am declarat aici la știrea cea bună că dăm doar știrile bune. Știrea bună este că în zilele următoare vor fi paturi noi la ATI. Păi de când se știe că va veni acest val 4? De când toată lumea comentează că avem nevoie de 4 la ATI? De când autoritățile iarăși sunt luate tot prin surprindere? Nu e posibil așa ceva. Zilele următoare să facem niște 4 în plus. Trebuie să fim intransigenți atunci când este vorba despre decizii politici la nivel înalt. De aceea vom face tot ce ne stă în putință, noi cei din Breasla jurnaliștilor, să semnalăm toate lucrurile care se întâmplă și care nu sunt cum trebuie. Nu e posibil ca în luna septembrie, când se știe că vor fi spitalele pline, să ni se spună în zilele următoare, nu, trebuia să fie deja aceste paturi făcute. Să schimbăm puțin atmosfera și să luăm în seara aceasta un smile moment. Avem o imagine pe care unul dintre colegii noștri mi-a dat-o pentru seara aceasta. Iar dacă nu văd imaginea într-o plasmă, îi anunț pe colegii mei că nu o să pot să spun ce imagine este, pentru că s-a blocat o plasmă, așa că până la urmă este vorba despre o situație de familie în care soția și soțul se ceartă. Într-un final, soția spune: ai câștigat, azi ai ultimul cuvânt, hai, cereți iertare. Cam asta se întâmplă în general. Urmează rubrica Lumea lui Dani. Bună seara, Dani, bine ai venit. Bună seara tuturor. Avem nevoie de corespondență prin mijloacele acestea moderne, dar mă bucur că te aud, măcar dacă nu te văd, pentru că avem o mică defecțiune. Așadar, Dani, bine ai venit la rubrica ta. Ne bucurăm că ne răspunzi și în seara asta la niște întrebări. Este minunat că putem afla și opiniile unor colegi de generație care au binevoit să ne răspundă la întrebări. Spune, te rog, ce întrebare ai pus pentru seara aceasta? În seara aceasta, întrebarea pe care am pus-o câtorva prieteni și la care o să-ți răspund și eu după ce urmărim materialul, este: cum vi se pare ideea de a impune certificatul de vaccinare? E o restrângere a libertății sau este un act de responsabilizare al populației?
Asta okay. E întrebarea din seara asta. Ok. Despre asta se vorbește în ultima vreme. Vine un val așa dinspre Europa în care ni se spune că a trebuit să ne supunem cu toții acestei situații. Haideți să vedem ce zic colegii de generație ai tăi. Având în vedere că am și trecut prin boală, printr-o formă medie de COVID și că mi-am făcut și vaccinul la aproximativ un an după ce am trecut prin boală, cred că este o soluție care trebuia să vină mai demult, aceasta cu interzicerea intrării în diferite spații publice fără certificatul verde, deoarece ne protejează pe noi. Trecând prin boală, știu cât de greu este și, sincer, nu vreau să mai am de-a face cu simptomele pe care le-am avut atunci. A fost o perioadă grea, care pentru cei care au avut boala este o perioadă pe care nu vor să mai repete. De asta, măcar dacă nu vă vaccinați, măcar testați-vă cât mai des. Nu am așa o părere fixă. Ideea e că mie nu-mi place să îmi fie îngrădită libertatea. Și referitor la asta încerc să mă concentrez pe ce pot controla. Deci o iau așa cum e și e mai degrabă un fapt care este acum și eu m-am vaccinat pentru că m-a ajutat să călătoresc. Dacă nu m-ar fi ajutat, probabil că nu m-aș fi vaccinat. Cam toată lumea ar trebui să se vaccineze pentru că doar așa putem trece peste acest impas. Dar nu cred că ar trebui să fie nimeni forțat să aleagă ceva ce nu-și dorește. Dani, tu ce părere ai despre treaba asta? Știi și tu că nu sunt vaccinat și că cred că mă voi vaccina, dar nu neapărat pentru că doresc asta și pentru că cred că mă ajută împotriva COVID-ului. Pentru că o să am nevoie să mai plec din țară și o să fie nevoie și ușor-ușor mi se pare că ne obligă să ne vaccinăm. Din păcate. Adică nu sunt de acord cu certificatul de vaccinare să fie impus. Deci, Doamne ferește, într-un caz de vreo afecțiune ceva, te bazezi pe trupul tău, care e de fotbalist, care e de tânăr, care mișcă, care are o imunitate bună. Asta vrei să spui? Nu neapărat, dar consider că dacă n-am avut până acum și am fost bine și când ai avut tu și am stat în casă cu tine și n-am avut nimic, consider că nu e necesar să mă vaccinez. Mulțumesc foarte mult. Idei destul de diferite, chiar în aceeași familie, da? Dar de aceea suntem deschiși în seara asta, ca să putem să recunoaștem libertatea fiecare dintre noi de a ne exprima. Mulțumesc foarte mult. Da. Vreau să zic că nu mi se pare corect ca să fim obligați să intrăm undeva decât cu certificatul ăsta. Nu ți se pare corect? Nu, deloc. Am înțeles. Și cred că nu sunt singurul care gândește așa. O să discutăm în seara asta și cu prima invitată a emisiunii noastre. Imediat urmează rubrica Internautica. Doamnelor și domnilor, și pentru dumneavoastră avem o întrebare pe care o adresăm în live-ul de pe Facebook. Dacă vi se pare corect să se impună acest certificat de vaccinare și dacă nu, cumva ar trebui să fim mai responsabili și să ne vaccinăm cu toții. Care este părerea dumneavoastră? Vă invit să ne răspundeți în live-ul de pe Facebook. Înainte să vă prezint invitata, vreau să vă reamintesc că avem în noul sezon premii pentru telespectatorii fideli. Cei dintre dumneavoastră care sunteți fani ai emisiunilor noastre, împreună cu Maurer Imobiliare, ți-am pregătit 7 weekenduri de vis la Brașov. Urmărește emisiunea ta preferată. Spre exemplu, dacă știrea cea bună este emisiunea ta preferată, fă o poză la televizor uitându-te la emisiunea noastră. Pune această poză pe pagina de Facebook. Este acolo o postare cu premiile care se acordă și fii atent că se fac foarte multe extrageri. S-a făcut deja, avem o câștigătoare care va merge în curând la Brașov. Dacă vrei să știi care e treaba, dă like și share pagina noastră de Facebook pentru a afla detalii.
În seara aceasta, împreună cu noi, în prima parte, se află doamna avocat Alexandra Mihaela Dume. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mă bucur să vă revăd! Și eu! Apreciez foarte mult că ați venit de departe ca să fiți cu noi în seara asta. Așa este, am făcut un efort, dar am reușit să ajung la timp, câte cât. Ce ziceți de tinerii noștri care gândesc destul de radical așa? Eu zic că nu sunt destul de informați cu privire la ce conține acest vaccin, ce înseamnă vaccinul în sine, că nu este un act care îți permite să-ți bei cafeaua cu prietenii, este un act medical și el trebuie tratat ca atare. Este un medicament până la urmă care se eliberează cu prescripție medicală conform Autorității Naționale a Medicamentelor și ar trebui ca tinerii să înțeleagă exact ce presupune acest act medical, care sunt beneficiile raportat la riscuri. Lucru pe care, din câte văd, tinerii îl desconsideră oarecum aspectul acesta al calculului riscuri versus beneficii. Și se gândesc că pot călători, își pot vedea prietenii, deci până la urmă, după cum vedem, cei mai mulți o fac pentru a-și redobândi o libertate, libertatea aceasta de mișcare, în primul rând, și nu pentru a-și proteja sănătatea, ceea ce este, din punctul meu de vedere, destul de grav. Bun, știu că dumneavoastră sunteți o aprigă apărătoare a drepturilor omului, luptați împotriva discriminării. Emisiunea noastră se intitulează într-un fel Libertate și responsabilitate și am să vă explic de ce am intitulat emisiunea în felul acesta. Existat un mare erou care a scăpat de la lagărele concentrale, care se numește Viktor Frankl. Viktor Frankl face un manifest împotriva Americii și spune la un moment dat așa: dragi americani, e foarte interesant că voi pe malul estic ați pus statuia libertății. Dar ar fi foarte interesant ca pe malul vestic să puneți și statuia responsabilității. Corect. Pentru că libertate fără responsabilitate este anarhie și responsabilitate fără libertate este dictatură. Așa este. Acum, eu am citit nu foarte mult, dar cât s-a putut în legătură cu pandemiile. Și se pare că toate pandemiile au fost oprite prin vaccin. Am discutat cu specialiști, cu doctori, cu oameni mari, cu medici, cu academicianul Stolnici, care a făcut niște afirmații tranșante, dramatice chiar în emisiunea cu noi. N-ar trebui toată omenirea, toată lumea să înțeleagă că dacă primim acest vaccin, am fi mai protejați într-un fel? Iată, unii care fac vaccin se și îmbolnăvesc, dar se pare că nu mor așa de mulți cei care fac vaccin. Cum vedeți dumneavoastră, din punct de vedere al drepturilor omului, această libertate și această responsabilitate? Bun, să o luăm cu începutul. Ca și dumneavoastră, consider că libertatea și responsabilitatea se întrepătrund. Deci ele nu pot, dacă vrem cu adevărat să trăim frumos pe lumea aceasta, ar trebui să manifestăm atât libertatea cât și responsabilitatea și să o facem într-un mod matur. Deci eu chiar am observat generația mea, eu am 37 de ani, a înțeles foarte greșit libertatea aceasta de după anii 89. Tratând-o foarte imatur și crezând că dacă acum avem anumite drepturi, putem face orice și practic exact cum ați spus, atunci când vorbim de libertate fără responsabilitate, anarhie. Ajungem la anarhie. Deci sunt de părere că libertatea presupune o doză de maturitate a individului care înțelege că drepturile sale trebuie gândite în contextul în care există și dreptul celui de lângă tine. Adică nu existi doar tu pe lumea aceasta, trăiești într-o societate și trebuie să fii responsabil cu privire la ce faci cu dreptul tău, în așa fel încât să nu-l încalci pe, să încalci dreptul altuia.
Problema este până unde mergem cu ideea aceasta de impunere a unei viziuni pentru, adică eu văd aici sacrificat în situația asta a pandemiei cu care se confruntă lumea. Mă iertați, dar eu știți că am așa, exprimarea mea este mai degrabă, eu o să vorbesc sincer, da. Deci plan, eu îi spun pandemie și vă spun și de ce. Pentru că uitându-ne în istorie, eu sunt convinsă că orice om, zic eu, cu oarecare maturitate și informându-se, ar fi fugit efectiv să-și facă acest vaccin, în condițiile în care vaccinul despre care vorbim ar fi fost un produs farmaceutic, deci un medicament, care să-ți ofere niște minime garanții. Acum, vă întrerup aici. Da. Există câteva studii făcute înainte să iasă vaccinul ăsta pe piață. Da? Nu, fiecare da. Firmă și-a făcut studii, și-a făcut treaba și, într-adevăr, lucrurile au evoluat mult mai repede decât în alte cazuri, cum e vaccinul rubeoli, cum e vaccinul BCG, anti... asta poliomielitic sau antituberculoză și așa mai departe. Acestea au fost testate, s-a dovedit eficiența lor în eradicarea bolilor societății în secolul 20. Se pare că știința a progresat și zice că au făcut teste. N-a ieșit niciun ser din ăsta, așa cum se spune, fără să fi făcut niște teste foarte bine realizate cu oameni, cu cobai, într-adevăr. Oameni care s-au oferit pe sine, experimental, suntem într-un moment unic al istoriei. Deci se zice că s-au făcut aceste teste. Bun, dacă s-au făcut aceste teste, de ce scrie pe absolut fiecare prospect al celor patru produse, să le spunem vaccinuri anti-COVID, puse pe piața românească, foarte clar specificat în anexa 2 a fiecărui vaccin în parte, faptul că nu se poate... deci nu se poate garanta siguranța și eficiența, deci cele două elemente foarte discutate, să spunem așa, și puse în lumina reflectoarelor de când a început această campanie de vaccinare în România, că este sigur și eficient. Iată, pe prospect scrie foarte clar că siguranța și eficiența acestor vaccinuri este încă în studii clinice până la finalul anului 2023. Cu alte cuvinte, în continuare, din punctul meu de vedere, ca avocat, cei care se vaccinează sunt cobai pe propria lor răspundere, pentru că își semnează acel consimțământ, acea fițuică, cum că au înțeles niște lucruri, deși, repet, cei mai mulți nu înțeleg exact ce semnează, din păcate. Deci câtă vreme chiar pe prospectul vaccinului scrie foarte clar că se află în studii clinice nefinalizate, deci nu putem vorbi despre un produs sigur și eficient, exact cum scrie pe prospect. Mai mult, în prospect spune în toate cazurile următorul lucru. Nu se poate cunoaște în ce măsură toate persoanele vaccinate sunt protejate. Atenție! Adică chiar pe prospect scrie, te-ai vaccinat, dar nu ți-asigur protecția. Adică ești pasibil să iei virusul și să îl dai mai departe. Deci producătorul s-a gândit evident la posibile consecințe ale unor procese în instanță pentru despăgubiri în cazul unor reacții adverse și a scris foarte frumos acolo pentru cineva toată lumea nu se asumă nimeni, că de fapt nu este asigurată această protecție în toate cazurile. Adică nu știi exact dacă tu care te-ai vaccinat ești protejat. Nu îți asigură acest lucru. Mai mult decât atât, nu se cunoaște, exact așa scrie, nu se cunoaște durata protecției. Și asta este iarăși un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Bun, m-am vaccinat, am făcut schema completă cu două doze. Iată că acum Pfizer-ul vine și spune trebuie să facem o bustare și să facem doza 3.
mă gândesc că fiind un virus oarecum asemănător cu virusul gripal, s-ar putea să facem vaccinul ăsta la nesfârșit în fiecare toamnă și în fiecare primăvară. Deci, ce vreau să spun? Eu am stat și m-am gândit așa, ca un om, deci dincolo de faptul că sunt avocat și am studiat lucrurile acestea, m-am gândit așa, logic. Care sunt cele trei principale metode prin care guvernul încearcă în România, nu mă refer la, că o să spuneți acum, păi da, dar așa se face peste tot în lume, mă refer la România, care, zic eu, ar trebui să gândească pentru ea. Care sunt cele trei metode de împiedicare sau de limitare a răspândirii, atenție, răspândirii virusului? Testare cu acel RT-PCR care trebuie să fie valabil în acele 72 de ore. Mă refer, de exemplu, la călătorii, că s-a vorbit de călătorie. Vaccinul sau dovadă că ai trecut prin boală. Hai să le luăm pe rând. Te-ai testat, ai făcut testul. Puteți dumneavoastră să-mi garantați sau poate cineva să-mi garanteze că după ce am ieșit negativ la testul respectiv, nu iau virusul în următoarea oră, în următoarele ore, mă urc frumos în avion cu testul negativ, dar ce să vezi, eu l-am luat între timp, am îmbolnăvit tot avionul, dar am testul negativ. Bun, deci prima variantă, clar, cred că este evident ce încerc să spun, nu ți-asigură o limitare sau chiar o împiedicare a răspândirii acestui virus, pentru că vorbim de un virus, e cam imposibil, dacă mă întrebați pe mine, chiar efectiv să-l, nu știu, să-l stopez, să nu mai există niciodată, pentru că aveți dreptate, s-au făcut în istorie, avem pandemii, cum spuneți, cu vaccinuri, dar tot avem cazuri de varicelă, de, eu știu, alte situații în care totuși virusul ăla încă există, tuberculoză, haideți să vorbim despre tuberculoză. Există vaccin? Există vaccin. Există boala în continuare? Există. Bun, deci ideea asta că pui capăt pandemiei, mie mi se pare că este o utopie, dar bun. Varianta numărul 2, vaccinarea. Te-ai vaccinat. Tocmai v-am spus, ce scrie în prospect. Poți să iei virusul? Poți. Poți să-l dai mai departe? Poți. A, că tu spui, dom'le, nu fac o formă gravă a bolii. Știți că pe prospect nu scrie nicăieri așa ceva? Nimeni nu-ți garantează că faci o formă mai ușoară a bolii. Bun, ba mai mult, chiar sunt de la INSP cazuri clare, până acum 89 de oameni cu două doze decedați și deci pe ei nu i-a ferit de o formă gravă a bolii pentru că s-au nu mai trăiesc. 89, aveți noastră 89 de la INSP, da. Bine, INSP-ul spune în comunicatul acesta de presă că nu ar fi o cauzalitate între vaccin și moarte, deci nu vaccinul a cauzat moartea, dar într-adevăr cei vaccinați au luat virusul. Deci vă trimit comunicatul de presă și îl citiți dumneavoastră. Bun, mai departe, varianta deci cu vaccinul nu ți-asigură nici măcar limitarea. Uitați-vă în Israel ce se întâmplă. Toți au fost aproape vaccinați, da? Erau exemplu dat peste tot în lume. Uite Israelul, felicitări. Sunt pe primul loc sau printre primele locuri la cazuri de COVID cu varianta aceasta Delta. Adică despre ce vorbim? Date statistice, cifrele nu mint. Varianta numărul 3, ai trecut prin boală. Iarăși, ai trecut prin boală. Înseamnă că nu o mai faci niciodată? Nu. Deci, din punctul meu de vedere, toate cele trei variante, testare, vaccinare, trecut prin boală, sunt, de fapt, niște încercări de a limita virusul acesta. Și le felicit. Îmi doresc să vină cu niște soluții chiar eficiente și care să ne arate și nouă că, într-adevăr, funcționează. Deocamdată vedem că aceste soluții pentru dumneavoastră. Eu cred că dacă s-ar hotărâ guvernul acesta să interzică mâncarea fast food și, nu știu, statul excesiv pe internet și ar încuraja plimbările în natură, vitaminizarea și un stil de viață sănătos, eu cred că da, am putea să ne întărim cu adevărat sistemul imunitar, să facem mult mai bine fața acestui virus. Dar ce aveți cu mâncările fast food? Nu vă plac mâncările fast food? Așa câteodată, când mergeți cu familia să... O dată. Cât mai rar cu putință, pentru că nu este sănătos pentru trupul nostru, de care trebuie să avem grijă. Bun, deci salut aceste inițiative de a încerca limitarea răspândirii virusului, dar să ajungi să împarți populația în două, între cei care întrunesc condițiile astea și cei care nu,
Adică, cu alte cuvinte, ajungem în punctul în care, nu știu, deci, dacă nu împlinești una din astea trei variante, tu nu mai ești eligibil să ai anumite drepturi. Aici deja vedem că nu mai e vorba de protecție, de sănătate, de protejarea sănătății, ci este vorba de o încurajare a restrângerii libertăților. Exact, unor drepturi, din punctul meu de vedere, fără a ajunge acolo unde chipurile își doresc aceste autorități, și anume să limiteze răspândirea virusului. Ni se dau țări, exemplu. Danemarca, spre exemplu, iată, ni se spune că are 95% de oameni vaccinați și ei merg fără probleme pe stradă, în magazine, nu mai poartă mască și așa mai departe. Țara este pe un trend foarte bun. Acum, eu personal am vorbit cu medici, oameni care mi-au luat viața mie, da? Care spun din punct de vedere statistic că oamenii care mor sunt mai mulți, mult mai mulți, sau majoritatea sunt dintre cei nevaccinați decât dintre cei vaccinați. Chestiile astea nu contează. Astăzi am citit într-o publicație, The Blaze se numește, 15 studii la ora actuală făcute în toată lumea, care atestă faptul că imunitatea căpătată în urma bolii este indubitabil mai mare și de durată în comparativ cu imunitatea pe care ți-o oferă sau nu, depinde, că nu știm sigur, vaccinul. Cum combatem studiile acestea? Da, e clar că dacă ai trecut prin boală, organismul este fabrică mult... acolo niște soldăței care se luptă Corect. Cu orice infecție Corect. De genul respectiv, care probabil este mult mai eficient decât orice vaccin. Însă ne întoarcem puțin la esența problemei seara asta. Dinspre Europa vine un val. Nu mai poți. Iată, chiar citeam astăzi că Joe Biden a dat liber să se meargă și în America, în sfârșit. America își deschide porțile pentru persoanele vaccinate. Da, am Acum, înțeles că numai persoanele vaccinate toți, pot intra da, în America. Toți oamenii ăștia sunt conduși de o cultă mondială? Toți oamenii ăștia care decid așa ceva, Europa, sunt dornici de a ne pune cu botul pe labe, toți medicii noștri. Dar de ce noștri... spunem noi o cultă mondială când ea se numește ONU? De ce vorbim de toți medicii așa? Noștri sau care Forumul Mondial Economic s-au vaccinat printre primii să fi fost nemintoși chiar așa, adică nu știu, eu mă gândesc că am și eu niște competențe în domeniul pe care îl stăpânesc, dacă stăpânesc în domeniu, da? Dar poate nu sunt mai bun decât un medic cu foarte multe state de funcții pe linia aceasta, cu foarte multă experiență. Și ei s-au vaccinat primii. Și ca să dea un exemplu, și ca să... Oamenii ăștia toți sunt dezinformați și toți ceilalți care spun, domnilor, imunizați-vă, ne vor răul, sau despre ce este vorba? Explicați-mi să știu. Poți fi informat și să-ți asumi niște riscuri. Dar fiind informat, asta spun, medicii aceștia care spuneți că s-au vaccinat sunt cu siguranță informați și și-au asumat eventualele consecințe mai puțin plăcute ale acestui vaccin. Cunosc și am cazuri, că de asta și pentru asta lucrez acum, de doctori care nu vor să se vaccineze și care mi-au cerut ajutorul pentru că se pare că vor fi condiționați la locul de muncă de testare odată la 3 zile și mi-au solicitat ajutorul pentru că nu-și permit să plătească test din buzunar odată la, din buzunarul propriu odată la 3 zile și m-au întrebat ce pot face în situația asta și evident că avem un drept la muncă care este constituțional și care nu poate fi îngrădit. Din punctul meu de vedere, așa, în mod arbitrar, punând cetățeanul să-și achite singur testele ca să muncească și să-și întrețină familia. Deci sunt doctori care nu vor să se vaccineze. Uitați-vă în Franța câți doctori au protestat tocmai împotriva obligativității lor de a se vaccina. Oamenii aceia... Adică, eu vreau ca lumea să înțeleagă, din punctul meu de vedere, că m-ați invitat să vă spun ce cred eu. Este liberă să decidă, pentru fiecare om are această libertate, dacă Dumnezeu ne-a lăsat acest liber arbitru, această libertate a conștiinței. Eu cred că ea trebuie respectată efectiv,
ca ceva sfânt. Fiecare om în dreptul lui așa trebuie să aleagă pentru el însuși, dar, bineînțeles, ar fi ideal ca autoritățile, din grijă pentru sănătatea cetățenilor, să informeze corect cetățeanul. Lucru care în România nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Eu, de exemplu, sunt foarte supărată pe CNA și chiar vreau să fac un demers juridic în acest sens. Mi se pare incredibil cum CNA-ul, care ar trebui să vegheze la informarea corectă a publicului, a dat o decizie în decembrie 2020 prin care practic obligă furnizorii de televiziune și de radio să difuzeze acea campanie de vaccinare. Uitând faptul că prin articolul 813 din legea privind reforma sănătății este interzisă publicitatea la orice medicament, inclusiv în campaniile de vaccinare care nu sunt susținute de industria farmaceutică, cum e cazul nostru. La noi vaccinarea este susținută de stat. Ei bine, deci este interzisă campania în sine. Nu ai voie să vorbești la televizor de produsul acela sau de acela sau de acela. Nu ai voie. La noi lucrul ăsta efectiv e încurajat chiar de către CNA, care ar trebui să fie garantul respectării propriului său cod, codul audiovizualului, adică vorbim despre niște medicamente care ți se spune la televizor că ți asigură, repet, să îți bei cafeaua cu prietenii, să te plimbi liber, să-ți vezi bunicii, greșit. Acest medicament îți oferă și citește prospectul. Vino la televizor și a spune-le oamenilor ce scrie în prospect, exact ce scrie acolo. Și atunci vorbim de un consimțământ informat. Până atunci vorbim de niște sloganuri care lucrează la emoțiile oamenilor care se uită și care acționează efectiv bazat pe emoții, nu pe rațiune. Lucru care este foarte trist. Da, iată niște reacții de la telespectatori foarte interesante. Avem foarte mulți telespectatori antivacciniști. Ana Buciuța, bună seara. Faptul că obligă omenirea la vaccinare și certificat înseamnă condamnare la moarte. Acum nu știu dacă e chiar așa, dar aceasta este opinia doamnei Ana. Domnica Orsan, specialiști în domeniu spun că un vaccin trebuie să fie în studiu cel puțin 8 ani. Georgeta Bărbieru, să fim responsabili, să refuzăm injecțiile experimentale. Ana Corina Alexandru, cât ține perioada de incubare, este transmisibil? Da, așa s-a spus, că este transmisibil. Nic Mari Damian, nu este ok. Cei vaccinați se protejeze dacă vor. Noi nu avem frică, nici nu vrem vaccinuri. E alegerea fiecăruia, un act medical și fiecare răspunde pentru el. Nu vrem experiment, nici cobai pe noi, iar cartea verde e discriminare. Unde e libertatea fiecăruia? Octavian Alexandrescu, statistica din statele unde procentul de vaccinare este foarte mare ne arată că aceste seruri nu sunt eficiente. Din contră, multe state cu procent foarte mare, precum Portugalia, UK sau Israel, acum fac față infectării peste a României, de exemplu. Efecte adverse și așa mai departe. Iată o întrebare bună pe care o lasă cineva, nu putem citi chiar toate comentariile, dar doamna Liliana Hautmann spune, în Austria toate testele sunt gratis, de ce nu și în România? Bună întrebare. Da? De ce nu și în România? Mai știți când am venit data trecută, că asta vă spuneam, n-am văzut măști puse la dispoziția populației, n-am văzut, uite, inclusiv testele astea, dacă cu adevărat. Țin minte, îmi spunea soțul meu că înainte de 89, la un moment când a fost explozia aceea de la Cernobâl, alergau autoritățile pe plajă, în Costinești, unde se afla el atunci, să le dea nu știu ce pastiluțe ca să prevină eventualele efecte negative ale expunerii la acele radiații. Eu nu am văzut pe nimeni din guvernul acesta al României și în sfârșit din autoritățile competente în domeniul acesta al sănătății să alerge cu, nu știu, vitamine, cu măști, cu testele acestea să fie făcute pe banii statului tocmai ca să previi, nu? Adică, deci mi se pare că totul este făcut cu alte scopuri și sunt îndreptățită să-mi pun întrebări când tu vii cu un produs total revoluționar. Deci vorbim de un vaccin făcut diferit de alte vaccinuri despre care vorbeați dumneavoastră. Adică vorbim despre terapie genică, vorbim de ceva revoluționar, aflat încă în studii clinice conform prospectelor acestor vaccinuri și nu e de mirare că lumea nu dorește să se expună unor riscuri, printre care miocardita sau... deci chiar astăzi am citit că îți poate paraliza jumătate de față, scris pentru prima dată, că eu citesc periodic updatarea acestor reacții adverse trecute în prospecte.
Tocmai că se află în studii, ele sunt updatate odată la ceva timp, la câteva luni. Și cunosc personal cazul, un om în putere care s-a vaccinat și cu prima doză și cu a doua doză și care acum zace în pat cu tromboză. Fața, jumătate de față este paralizată, eu nu pot discuta cu omul acesta cum discutam înainte. Și este un om care are două fete, are un business la mare, efectiv a pus totul în stand-by din cauza acestor consecințe, păi mai puțin plăcute. N-a făcut anticoagulante pe lângă vaccinurile acelea. Ideea este că atunci când vaccinezi la obor, când mai dai și bani, 100 și de lei și mici, când vii cu toate mizeriile astea, nu te poți aștepta ca lumea să spună, da, mă înclin în fața medicinii și evoluției. Deci n-ai cum. Deci părerea mea este că această pandemie, pe părerea mea, a fost foarte prost comunicată de la început. Dar știți că lucrul ăsta vi l-am spus și data trecută, deci, când am venit. Incredibil. Dezastroasă comunicare. De slabă. Da. Avem mult de discutat și mai avem câteva minute. Un contraargument care s-a dus pentru mine a fost următorul. Doamna doctor, v-ați vaccinat? Da. Păi zic, dumneavoastră, care știți așa mai departe toate efectele, de ce o să se întâmple? O să ne crească trei urechi? Cam asta a fost ideea. Acum, cei care au trecut prin boală și au făcut o formă medie sau severă și care au scăpat cu viață, cum sunteți dumneavoastră, cum sunt știu, slavă Domnului, că ați scăpat. Nu, când ies de acolo, se gândesc că nu vor precupeți absolut nimic ca să fie totul bine, să rămână la parametri, să fie în viață, să fie tot ok. Și multă vreme, am considerat că controversa asta nu și-are locul. Însă eu nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, adică nu pot să înțeleg când se impune ceva populației. Dom'le, vrei să mă convingi, convingi-mă cu argumente, exact. Dar nu-mi da în cap și nu-mi băga cu pâlnia, pentru că în primul rând mă revolt că îmi bagi cu pâlnia, nu mă interesează ce-mi torni tu pe pâlnie, ci mă interesează că îmi bagi pâlnia în gură și sunt obligat să cas gura. Nu e ok chestia asta, da? Sau să mă strângi cu ușa. Așadar, noi discutăm despre această chestiune a libertății și a responsabilității în contextul certificatului de vaccinare obligatoriu. Mai putem vorbi de libertate, doamnă avocat? Deocamdată, da, putem să vorbim despre această libertate. Deocamdată, în măsura în care, deși au spus că acest certificat va fi folosit doar pentru tranzitul în UE dintr-o țară în alta, vedem că se dorește folosirea lui și la nivel național, lucru pe care, repet, l-au negat inițial autoritățile, dar vedem că acum se fac demersuri pentru implementarea acestui certificat verde sau adeverinței verde, cum vreți să-i spuneți, și pe plan național. Și declarația ultima pe care am ascultat-o din partea domnului Raed Arafat a fost că se va folosi în măsura în care se va trece de acea incidență de 3 parcă la, da, odată ce am trecut de acel 3 la 1000, se va folosi pentru anumite situații, când vrei să mergi la restaurant, la anumite evenimente. Eu repet ce am spus la început, nu cred cu toată convingerea mea că în felul ăsta se stopează virusul. Nu am văzut efectiv, în primul rând, purtatul măștilor, toate măsurile astea care au fost luate. Deci vedem că ne-am întors acum cât... Știți ce mi s-a părut cel mai frustrant cu putință lucru? Când eram la Costinești, acum la începutul lui august, chiar la începutul lunii, nu vă pot spune câți oameni erau pe litoral. Deci eu personal, cu copiii și cu soțul meu, am rămas uitându-ne în dreapta și în stânga la puhoiul de oameni ieșit la mare. Deci m-am gândit, măi, nu știu, s-a întâmplat ceva. Deci n-am văzut atâția oameni pe litoral în viața vieții mele. Deci efectiv eram unii peste alții. Și nu v-ați îmbolnăvit? Nu, dar în primul rând, știți că v-am mai spus și vă spun și vă spun de fiecare dată, eu nu mă îmbolnăvesc pentru că mi-am propus să nu mă îmbolnăvesc. Și da, o să spuneți, păi și eu mi-am propus. Ok, n-am nimic de pierdut dacă îmi gândesc viața în felul acesta. Cred că mai mult am de pierdut dacă mă gândesc că aoleu, se iau virusul și trăim cu spaima asta, cu frica asta de obicei. Deci ați văzut nebunia de pe litoral. În același timp a fost ziua Marinei și am văzut acea demonstrație frumoasă cu domnul președinte Iohannis, păstrând distanțarea, toți cu mască, în același timp. Deci în același timp.
în aceea zi, în același timp. Unii distanțați cu mască și vezi, Doamne, pandemie și așa mai departe, la 3 cazuri la 14 zile, 3 cazuri în toată țara, noi aveam stare de alertă în august, la 3 cazuri, 3 cazuri. Aveam stare de alertă, militarii toți cu distanțare și cu mască, iar oamenii pe plajă, cred că făceau cu schimbul. Acum stai tu la plajă, acum stai eu, că n-aveau loc toți. Știți care e problema mea? Adică, știți cum sfidează orice logică? Nu, problema mea este alta. Am citit în seara asta niște știri la început. Sunt ocupate aproape toate paturile Bineînțeles de că revenim la această situație, dar de ce nu iar sunt mai multe paturi? Iar autoritățile se gândesc neputincioase. Se gândesc să suplimenteze numărul de paturi. Păi să mai scoată, frate, să mai scoată pacienți în stradă, în cum au făcut. Mea? Până acum de ce nu te-ai gândit când se îmbolzeau aia acolo? Acum te gândești să suplimentezi. Da, din păcate, aș vrea să concluzionați gândurile din emisiunea în această seară, pentru că sunt foarte importante. Da, aș dori ca fiecare dintre noi să privim cu respect decizia celui de lângă noi cu privire la vaccin. Aș dori ca în țara noastră să nu aibă loc această împărțire a populației între vaccinați și nevaccinați, între noi ca familie, membrii ai familiei, prieteni, rude și așa mai departe, dar și în comunități să nu permitem acestei dezbinări provocate de multe ori de mesajele autorităților să ne stăpânească și să acționăm dintr-un duh diferit. Dacă ni se inoculează ideea asta să ne pârâm vecinii ca nu știu ce nu respectă, să sunăm repede la DSP că la nu știu ce nuntă nu s-au verificat invitații, dacă au testul sau nu, că așa au fost încurajați nuntașii să verifice în sfârșit treaba aceasta și dacă este unul care n-a făcut să sune repede la DSP. Deci să acționăm dintr-un duh diferit, haideți să acționăm dintr-un duh de dragoste și de acceptare a deciziei fiecăruia în parte și să înțelegem că libertatea aceasta de decizie este dată efectiv de la Dumnezeu și cred că nimeni pe pământul acesta nu este mai presus de Dumnezeu și ar trebui să ne gândim la lucrul acesta și să nu permitem autorităților să ne învrăjbească unii împotriva celorlalți. Asta vreau să arătăm, dragilor noștri telespectatori, niște comori ale dumneavoastră pe care ni le-ați adus în seara asta. Aș rog pe colegii mei din regie să pregătească imaginile pe care le avem deja cu familia doamnei avocat. Pentru ei vă luptați și pentru noi, nu? Ca să nu fim discriminați. Să avem libertatea de a decide, exact, fiecare. Iată aici niște minunății. Superbi, absolut superbi. Niște creații divine. Mai ales soțul. Ne bucurăm foarte mult. Vă mulțumim pentru că ne-ați arătat și forța, de unde vă vine forța aceasta de a lupta. Da, doamnelor și domnilor, împreună cu noi a fost în prima parte doamna avocat Alexandra Mihaela Dume. Mult succes în ceea ce faceți, în apărarea drepturilor oamenilor și să ne revedem cu bine la o nouă emisiune. Doamne ajută. În câteva momente ne întoarcem în direct cu doamna lector universitar dr. Alexandra Enescu, un profesor de jurnalism de la Universitatea Hiperion care are să ne spună multe lucruri.